415 medici, asistente medicale, infirmieri, dar și personal administrativ din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara vor fi vaccinați în această primă etapă de vaccinare națională. Unitatea sanitară implicată în lupta împotriva SARS-CoV-2 a primit 500 de doze de vaccin. Am fost vaccinat, am stat la sala de monitorizare 15 minute, mă simt foarte bine, așa că nu trebuie să se sperie nimeni. Trebuie să înțeleagă lumea că eu cred în acest vaccin. Noi toți cei medici de boli infecțioase credem în toate vaccinurile și că numai vaccinurile poate să oprească o pandemie sau o epidemie. Vaccinarea a început în această dimineață la ora 10 cu primii pacienți, medicii din secțiile de boli infecțioase și terapie intensivă. Este un lucru pe care îl aștept de 6 luni. Sunt ferm convins că așa vom putea stârpi pandemia. Abia aștept a doua vaccinare și sper ca toți cei care ne privesc să înțeleagă că e un lucru minor, s-au oprit și alte pandemii, am avut virusuri mai grave, cu mortalitate mai mare, care au fost stârpite prin vaccinare. În primul rând, mă simt liber, ceea ce este extraordinar, trăiesc din nou libertatea. Suntem la un nou început. Șansa noastră de a lupta eficient cu acest virus și de a câștiga războiul. Eu sunt convins că anul viitor, încetul cu încetul, numărul de cazuri va scădea până când vom învinge virusul și vom câștiga războiul. Și aceasta depinde, în primul rând, de noi, de noi toți. Am avut niște emoții, eu chiar sunt un astmatic plurialergic, dar cu toate astea ați observat, vaccinul a trecut cu bine și nu sunt reacții adverse. Încurajăm pe această cale toți oamenii să ni se alăture, pentru că trebuie să atingem un procent de 60-70% ca să ne imunizăm și să ne recapătăm toți viețile normale. Campania de vaccinare la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara se va derula pe parcursul a 3 zile.